O generație de copii talentați răsare în handbalul juvenil severinean. Grupa de junior 4 de la CSS Drobeta și-a început povestea în sportul de pe semicerc, cum nu se poate mai bine. În cadrul celor două etape de zonă au obținut victorii pe linie împotriva unor cluburi din Gorj, Dolj, Olt și Vâlcea. Astfel, după succesele înregistrate la etapa de calificare de la Târgu Jiu, în weekend au repetat evoluțiile perfecte și la turneul de la Corabia. Micii handbaliști au ieșit învingători în fața adversarilor de la LPS Târgu Jiu, scor 32-23 și cu cei de la CSM Târgu Jiu, scor 29-23. Și cum pe plan zonal au dovedit cu vârf și îndesat că nu au adversar, copiii pregătiți de Ionuț Roo trec la următorul nivel. Severinenii au obținut calificarea la turneul semifinal și speră și acolo să strălucească. Am avut foarte mari emoții la început, și eu și copiii. Cred că eu le-am avut cele mai mari. Lucrez cu acești copii de 2-3 ani de zile, între care, după cum bine știm, un an de zile sau aproape doi a fost pandemia. Ei tot au venit la antrenament, am încercat să le ofer și să le imprim mentalitatea mea sau să-i învăț din ce am învățat eu de-a lungul carierei de sportiv de performanță. M-am făcut foarte fericit, ne-am calificat în primele sau ultimele 32 de echipe din țară la junior 4 la grupa lor valoare. Băieții au 13 ani. Noi vrem să mergem la turneul semifinal și să abordăm cu aceeași mentalitate și cu același stil de joc și sperăm să ne calificăm în primele 8 echipe din țară. Vreau să le mulțumesc părinților, pentru mine acești băieți sunt niște eroi, părinții, pentru că îi lasă la antrenament și sper să duc mai departe această grupă până la nivel de junior 1. Turneul semifinal se va desfășura la începutul lunii mai, locația urmând să se stabilească în perioada următoare.